Vă mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Înainte de a începe, aș vrea să vă amintesc de cele 3 concursuri lansate de OAR Iași. Mai multe informații găsiți pe pagina noastră de Instagram, nu intru acum în detalii. Ziua începe cu domnul Constantin Medaru și echipa sa. Este fondator al biroului Medaru Architects Iași, un birou cu peste 20 de ani de experiență, care oferă servicii de design interior, arhitectură de obiect, urbanism, atât la nivel național cât și internațional, având o echipă formată din 12 arhitecți. Ei pun sustenabilitatea în centrul activității lor și proiectează clădiri și interioare care au un impact pozitiv asupra mediului, dar care iau foarte mult în considerare bunăstarea ocupanților clădirii. Vă mulțumesc! Bună seara! Bună dimineața! Noi suntem Medaru Architects, încântați de cunoștință. Ce frumos este să fim astăzi într-un număr atât de mare aici și să povestim despre ce înseamnă arhitectura. Noi suntem un birou de arhitectură, spunem noi, care își merită locul de aici, din Iași. Suntem o echipă mare și frumoasă, o echipă care se focusează pe proiecte de înaltă calitate. I-am alături pe colegii mei, Constantin Medaru, pe care cu siguranță toți îl cunoașteți. El este fondatorul biroului de arhitectură Medaru Architects. O avem alături de noi pe Elis, ea este project managerul nostru, și Gabriel, care este arhitect stagiar și o să ne povestească despre ce înseamnă experiența asta, că tot a fost întâlnirea cu stagiarii luni. O să-i dau cuvântul colegului meu, Constantin, să ne povestească despre ce înseamnă pentru el să fie arhitect, să fie arhitect antreprenor, și să susții proiecte mari în anul ăsta, 2023. Mulțumesc, Simona. Bună dimineața tuturor. Sunt Constantin Medaru, sunt născut în Iași și, într-adevăr, am fondat Medaru Architects acum aproape 20 de ani. Vom împlini 20 de ani în decembrie. Am absolvit școala de arhitectură de la Iași și mă bucur să văd aici pe domnul profesor Vișan, îndrumătorul meu de suflet. Îi mulțumesc pentru tot ce m-a învățat. Sunt membru al Ordinului Arhitecților din România, al Uniunii, al Registrului Urbaniștilor și vreau să mulțumesc pe această ocazie Ordinului Arhitecților și președintelui OAR Iași și echipei sale pentru invitație. Am văzut că Alin este undeva pe afară. Ar trebui să îi transmiteți cumva că îi mulțumesc. Și vreau să-i propun, să propun OAR-ului ca... Eu cred că ar fi bine să organizeze o manifestare și la solstițiu de vară, astfel încât să reușim să prindem nu numai tura de noapte de arhitectură, putem să prindem și tura de dimineață. Cred că ar fi mai fain. Cred că ar trebui să rezolvăm și cu slide-urile, deși logo-ul ăsta a făcut de echipa noastră, eu zic că este foarte reușit, dar aș vrea să mergem mai departe cu slide-urile, dacă se poate. Misiunea noastră este să aducem la realitate cea mai bună versiune a aspirațiilor clienților noștri. Asta am încercat să facem de la început. Și atunci când eram singur și astăzi când suntem 14. 12 arhitecți, un manager de sustenabilitate și Simona, PR-ul nostru. Sediul central al nostru este și va rămâne în Iași. Avem
Dacă ar fi și harta, ați vedea că avem birou și în Brașov, unde este Teo. Și intenționăm să avem o prezență începând din 2024 și în București și în Timișoara. Suntem alături de clienții noștri încă din faza de concept și până la recepția clădirilor. Mulțumesc. Da, în slide-ul ăsta se vede foarte bine de unde începem și ce putem să facem și, evident, putem să facem și certificări de clădiri verzi. Lucrăm pe standarde internaționale recunoscute, standarde WELL, standardul BREEAM In-Use și LEED. Aici, în acest slide, vedeți echipa noastră actuală și vreau să le mulțumesc și acum și am să le mulțumesc și la finalul prezentării pentru tot ce am realizat împreună. Proiectele noastre. Una din pasiunile noastre este să proiectăm clădiri de birouri și arhitectura de interior a acestora, dar asta nu înseamnă că ne oprim aici. În ultima vreme sau în anii care au trecut am lucrat și am proiectat și locuințe individuale și locuințe colective. Slide-urile astea merg. Asta este o lucrare la care ținem foarte mult. Este început acum aproape 2 ani. E în autorizare și ne dorim foarte tare să o vedem executată pe Sfântul Andrei. Înainte de a da cuvântul colegei mele, Elis, am să vă spun câteva despre parcursul nostru. Începând cu 2015, am început colaborarea cu IA Interior Architects, o companie fondată în Statele Unite, în anul 1984, noi colaborând direct cu biroul din Londra. Astăzi suntem parte din IA Global Alliance, fiind unul din birourile de arhitectură din România care proiectează BIM și utilizăm pe deplin Revitul. În felul ăsta reușim să avem o colaborare perfectă cu clienții noștri globali. Ne mândrim că am proiectat și urmărit 5 hectare, sau mai bine de 5 hectare de birouri în România, în Iași și în Timișoara. În ultima vreme am participat la proiecte în Dubai, în Austria, în Germania și în Africa de Sud. Și ne-am și consolidat prezența pe piață, stabilim noi colaborări și punți de discuție cu alte birouri din Marea Britanie și din Suedia. Acum am să o invit pe Elis să vorbească despre proiectele noastre. Mulțumesc! Bună ziua, sunt Hairi Elis, mă bucur foarte mult să mă aflu aici astăzi. Sunt arhitect, de 3 ani fac parte din echipa Medaro Architects, iar în cadrul acestei prezentări am plăcerea de a vă vorbi despre activitatea noastră din ultimii ani și anume amenajările interioare ale spațiilor de birouri. În anul 2016 a început amenajarea unui astfel de spațiu. Acesta a avut o suprafață de 11.000 de metri pătrați. Și conceptul pentru acest spațiu este bazat pe imaginea broderiilor românești create manual și pe grafica pixelată de 8 biți. Ambele au generat culori vii și modele vibrante ce se regăsesc în paleta de culori aleasă. 3 ani mai târziu, în 2019, am continuat cu amenajarea celui de-al doilea spațiu, ce avea o suprafață de 2500 de metri pătrați. Conceptul proiectului a fost creșterea, ca îmbunătățire, dezvoltare, dar și mișcare. Este strâns legat de orașul Iași în sine, deoarece toate etajele au un subiect care reflectă un aspect cheie al orașului.
Al treilea proiect a demarat în anul 2021, fiind și primul proiect la care eu am participat în cadrul biroului. Conceptul acestui proiect a fost inspirat de unul dintre simbolurile orașului Iași, anume cele 7 coline. Astfel, spațiile interioare au fost menite să aducă un omagiu, imagini generate de acestea din jurul amplasamentului. Al patrulea proiect este sediul principal al clientului în Iași și reprezintă unul dintre cele mai mari proiecte ale beneficiarului din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Prin prezentul proiect au fost amenajate 3 corpuri ale clădirii Palace Campus, ce au însumat o suprafață de aproximativ 34.000 de metri pătrați. Întreaga noastră echipă a participat la elaborarea acestui proiect, iar eu am avut plăcerea de a fi arhitect coordonator. Conceptul proiectului a fost o excursie de o zi prin Iași. Astfel am creat un campus care urmărește să ofere o gamă variată de condiții spațiale, inspirate din momentele capturate în oraș. Fiecare dintre cele 3 corpuri amenajate în cadrul acestui proiect spun o poveste despre istoria și cultura Iașului. Această poveste a fost transpusă vizual cu ajutorul artiștilor locali, ce au realizat aproximativ 200 de piese de artă. Ultimul proiect prezentat de mine astăzi a fost realizat în Timișoara, însumând o suprafață de 2700 de metri pătrați și a fost finalizat în luna iunie acestui an. În ceea ce privește conceptele care au stat la baza amenajării, putem vorbi despre design biofilic și high-tech. Au fost alese materiale luminoase și îndrăznețe, asociate cu o paletă de bază subtilă și accente de materiale naturale ce au dat senzația de căldură. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și în continuare îi dau microfonul colegului meu, Gabriel. Are microfon. Bună ziua, stimați colegi! Mă numesc Gabriel Radu, sunt arhitect stagiar în cadrul biroului Medaro Architects și mă bucur să ne întâlnim cu ocazia masterului de arhitectură. Prezentarea mea se va axa pe două dintre activitățile pe care le desfășurăm în cadrul biroului, anume concursuri de arhitectură și activități de voluntariat sau proiecte sociale. Un aspect foarte important este faptul că protagoniștii acestei secțiuni de proiecte sunt, în primul rând, arhitecții stagiari și studenții arhitecți care vin la noi să-și realizeze stagiul de practică din timpul facultății, bineînțeles, sub îndrumarea arhitecților cu experiență din birou. Astfel, primul concurs despre care vreau să vă vorbesc este propunerea noastră pentru pavilionul din Dumbrava Vlăsiei, unde tema concursului a vizat definirea unui spațiu social, un centru multifuncțional pentru petrecerea timpului liber a rezidenților din zonă. Studiind amplasamentul, am remarcat că elementul vegetal nu doar mărginește, ci definește întreg spațiul, astfel încât propunerea noastră a pus în valoare cadrul natural. O componentă definitorie a temei concursului a fost caracterul temporar și posibilitatea de relocare a construcției, astfel încât soluția tehnică a propus un sistem modular ce facilitează demontarea și montarea ulterioară a pavilionului. Am ales să propunem un obiect care să potențeze locul în care se află, reiterând prin spațiul său interior însăși imaginea naturii. Al doilea proiect despre care vreau să vă vorbesc, al doilea concurs, este chiar cel organizat de către Ordinul Arhitecților din România, filiala Iași, din primăvara anului acesta. Prin această ocazie vrem să mulțumim și să apreciem și să susținem în continuare demersurile Ordinului în a organiza concursuri pentru îmbunătățirea calității spațiului urban. Tema concursului Iașului își deschide curțile, constă în propunerea a unor structuri temporare în cadrul curților interioare a 6 monumente de prestigiu și valoare arhitecturală pentru orașul Iași. În virtutea celor două elemente definitorii, am propus un obiect de arhitectură care să ilustreze un parcurs evolutiv. Fiecare piesă o susține pe cealaltă, întregul ansamblu sprijinindu-se pe relația de interdependență dintre piesele individuale. Este un loc de reconectare cu istoria și cultura locului, dar și un loc de proiectare a speranțelor și aspirațiilor pentru viitor.
În ceea ce privește proiectele sociale, am dorit să surprind două din experiențele pe care le-am avut. Primul proiect a presupus extinderea centrului neurologo-senzorial al Asociației Surâsul Albastru, asociație care se preocupă cu metode de terapie pentru copii aflați în spectrul autist. Pentru studenți și stagiari a fost o experiență inedită, pentru că am aflat foarte multe lucruri referitoare la metodele de tratament, echipamente specifice și nevoile funcționale ale unui astfel de spațiu. Iar, în al doilea rând, laboratorul mobil a fost o altă experiență de voluntariat. El este un proiect pilot la stadiul de concept realizat împreună cu Fundația Comunitară Iași. Proiectul urmărea a oferi copiilor de gimnaziu din regiunile defavorizate rurale posibilitatea de a beneficia de condiții propice pentru orele de chimie și fizică și realizarea experimentelor pentru aceste două materii, beneficiind de dotări și echipamente de ultimă generație. În încheiere, aș vrea să reiau ideea că aceste activități sunt benefice dezvoltării spiritului de echipă prin experimentarea unor teme atipice împreună cu arhitecții, stagiari și studenți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult! Simona, nu știu dacă am apucat să le mulțumim celor care ne-au vizitat marți seara. A fost genial marți seara. Mulțumim tuturor celor care ne-au trecut pragul și au fost interesați de proiectele noastre. Mulțumim oare că ne-ați invitat astăzi aici și ne-ați dat șansa să vă prezentăm așa, în câteva cuvinte, evoluția noastră de până acum. Exact cum a menționat colegul meu Constantin, avem planuri mari de viitor. Ne dorim sedii mari în două orașe mari, ne dorim ca, din punct de vedere proiecte, să trecem granița, lucrăm deja în sensul ăsta, aici și rolul meu, pe lângă arhitect de PR. Avem o echipă mare de arhitecți tineri, foarte pasionați de domeniul ăsta. Știm, suntem tineri și știm, toată lumea ne spune că este foarte mult de muncă, așa faci performanță. Dar ne place, ne place tare. Și ne place că avem astfel de invitații la astfel de evenimente. Vă mulțumim că ați fost atenți, vă mulțumim pentru prezență și multă baftă colegilor. Mulțumim!